有降量出来，决定在当这个摩西大的地方，大地区也是大，他们金巴自己把这些定制出来，这不给你做好花的利润。我们准备什么的？这些是我提供的设备，大家看这些费用是不同的，这些是不同的，这些是不同的，所以说它设定在。我们那个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 Am să vă solicit înainte de citirea ordinei de zi, aprobarea suplimentării ordinii de zi, cu trei puncte, o vor dispoziție estimată de numărul numărul 70/29/3/2021, care cuprinde următoarele proiecte de hotărâre de suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului bugetului local de reîncărcare. Vă mulțumesc. Dau cuvântul președintelui de ședință, domnul regional Micu, să dea citire ordinii de zi, inclusiv cu punctele aprobate, suplimentare aprobate cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, doamnă. Bun. Proiectul de hotărâre privind completarea HR numărul 11 din 26/2021 privind indexarea în anul 2021 a chiriilor și redevenței la imobilele închiriate și concesionate. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării compartimentului de distribuire a apei potabile în satele Părău, Bolii și Părărești, din structura aparatului de specialitate al primarului Comunei Părărești. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz pentru suprafața de 131,25 metri pătrați și a dreptului de servitute asupra suprafeței 1000 de metri pătrați către SCL de gaz grid SA în vederea realizării lucrării modernizare LEA aferent PTA 1 Nicorești, sat Nicorești, Comuna Părărești, dețul acolo. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi al asistenților personali în anul 2021. 5. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului anual elaborat de primarul Comunei privind starea economică și socială de mediu a Comunei Părărești și activitatea administrației publice locale în anul 2020. Acestea sunt cele 5 puncte pe ordinea de zi, plus cele 3 care deci pe ștate, da? Da. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare, bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Părărești pe trimestrul 4 al anului 2021. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2020. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei și serviciilor publice de interes local. Toate sunt inițiate de primarul comunei. Supunem la vot să prin adevărul suplimentară, dacă puteți dată. Vă mulțumesc. Mai trece la prezentarea proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre pentru completarea HCR numărul 11/26/2021
privind indexarea în anul 2021 a activilor și a redevenței la imobilele închiriate și concesionate. Se completează anexa 3 a hotărârii numărul 11 din 26 februarie 2021 privind indexarea în anul 2021 a civililor și a revedenței la imobilele închiriate și concesionate, după cum urmează. Se completează anexa cu punctul pe care va avea următorul cuprins. Pentru anul 2021 sunt stabilite la toate taxe de clădire, cele două cabinete medicale prevăzute la punctul A al anexei, conform articolului 456 al numărului Serafal și legea 2017-2015, privind codul administrativ și modificările completări de ulterioare. Completările stabilite la aliniatul 1 se regăsesc în anexa, poate integra în parteneri de hotărâri. Celelalte prevederi ale hotărârii 11 din 26 februarie 2021 rămân neschimbate. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre de hotărâri. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării compartimentului de distribuire al apei potabile, statutul de boli și cătării, în structura aparatului de specialitate al primarului Comunei Vântărești. Credeți în Bacău. Se reorganizează compartimentul de distribuire al apei potabile în statele Lugurii și Cârgărești, județul Bacău, în serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, cu personalitate juridică, în conformitate cu prevederile articolului 2 din legea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, numărul 241/2006, modificată și completată prin legea 224/30 iulie 2015, în subordinea Consiliului Local al Comunei Vântărești și sub coordonarea primarului, ca serviciu de sine stătător, finanțat din bugetul local. Acesta va avea patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și se va bucura de autonomie financiară și funcțională, va fi subiectul juridic de drept fiscal, titular al unui cod unic de înregistrare fiscală și al codurilor deschise la unitățile teritoriale de trezorerie. Articolul 2. Se aprobă numărul total de costuri al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, respectiv. Cel serviciu, un post, contabilitate, facturare, un post, caserie, verificare, vigilare, citirea comenzii, două posturi. Cel formație muncitor, un post, muncitor calificat apă, 7 posturi. Muncitor calificat stație de epurare, 4 posturi. Muncitor calificat echipă de intervenție, 2 posturi. Articolul 3. Se aprobă organigrama și statul de funcții al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, conform anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre. Organigrama și statul de funcții al primăriei Comunei Vântărești se modifică în mod corespunzător. Articolul 4. Personalul din cadrul compartimentului de distribuție al apei potabile, statul de funcții Vântărești, se reorganizează ca în serviciul public de alimentare cu apă și canalizare nou înființat. Articolul 5. Pe bază de protocol, personalul trece de la compartimentul de distribuire al apei potabile în statele Brâncoveni și Cârgărești fără personalitate juridică, la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare cu personalitate juridică. Articolul 6. Se stabilește forma de gestiune directă, conform studiului de oportunitate anexă la prezenta hotărâre. Articolul 7. Se aprobă darea în administrarea întregii infrastructuri formată din
sistem de canalizare rețial și sistem de alimentare cu apă potabilă respectivă. Rețial stație pompare, valurile maximale, pompare. Articolul 8. Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare are obligația să asigure realizarea activităților menționate la articolul 7 aliniat 2 pentru toți utilizatorii, respectiv populați operatori economici, operatori economici și instituții publice de pe teritoriul Comunei București, în condiții de calitate și respectare indicatorilor de performanță stabilit prin regulamentul de funcționare al serviciului. Articolul 9. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare cu personalitate juridică al Comunei București, județul Batou, conform anexei 3 la prezentul. Articolul 10. Drepturile și obligațiile părților cu privire la prestarea serviciului public de alimentare cu apă, inclusiv pentru administrarea activităților specifice serviciului, sunt cele prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de alimentare cu apă al Comunei Județul Batou. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, serviciul public de alimentare cu apă și canalizare are următoarele drepturi. Să încaseze contravaloarea serviciului de alimentare cu apă prestată corespunzător prețului aprobat de Consiliul Local al Comunei București, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de către ANRSC. Să solicite ajustarea periodică a prețurilor în raport cu modificările intervenite în costuri. Să propună modificarea prețului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă al echilibrului contractual. Să aibă exclusivitatea prestării serviciului de alimentare cu apă pentru toți utilizatorii din raza comunei, pentru care are hotărâre de dare în administrare. Să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Comunei București. Să sisteze furnizarea serviciului acelor utilizatori care nu își achită contravaloarea serviciilor furnizate, prestate, cel mult 30 zile calendaristice, de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranșarea de la rețelele publice de distribuție a apei, ori de la rețelele publice de canalizare și să solicite recuperarea debitelor în instanță. Să solicite recuperarea debitelor în instanță la dreptul. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, serviciul public de alimentare cu apă și canalizare are următoarele obligații. Să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate. Să presteze serviciul de alimentare cu apă cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității și egalității de tratament între utilizatori. Să asigure prestarea serviciului de alimentare cu apă conform prevederilor contractuale și cu respectarea reglamentului serviciului de alimentare cu apă al comunei, a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare. Să furnizeze autorități administrative publice locale, respectiv ANRSC, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apă în condițiile legii. Să încheie contracte de asigurare pentru pagubele avute la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților. Să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de alimentare cu apă prevăzute de legislația în vigoare. Să presteze serviciul de alimentare cu apă la toți utilizatorii din raza unității administrative teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrarea serviciului, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de precolectare și domeniul public. Să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare și precizați în regulamentul serviciului, să îmbunătățească în mod continuu
calitatea serviciilor prestate, să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare, să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. Să echipeze cu controle clasamentele utilizatorilor în punctul de delimitare a instalațiilor în termenele stabilite de Consiliul Local. Articolul 11. Se aprobă contractul de furnizare per prestare a serviciului de alimentare cu apă și sau canalizare conform anexei 4 la prezenta hotărâre. Anexele 1-4 fac parte din prezenta hotărâre. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, vă propun. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz pentru suprafața de 131,25 metri pătrați și a dreptului de servitude asupra suprafeței de 1000 metri pătrați către secțiul de uzaj Videsa, în vederea realizării lucrării, modernizare, leia, aferentă pe PA1 Nicorești, la Nicorești, Comuna Vârgărești, județul Bacău. Se conferă cu titlul gratuit dreptul de uz și de serviciu de către secțiul de uzaj Videsa, pe durata realizării lucrării modernizare de aferentă pe PA1 Nicorești, la Nicorești, Comuna Vârgărești, județul Bacău, astfel. Dreptul de uz pentru suprafața totală de 131,25 m² ocupată pe durata existenței capacităților energetice noi, stând de rețea de joasă de îndume, după cum urmează, 32,75 m² pentru montarea stâlpilor nou proiectați, 96 m² în zona de protecție de 0,4 kg de față de franșamente subterane care este simetrică față de asta traseului vechi și are o lățime de 0,8 metri, 2,5 metri pătrați pentru montarea bloculor de măsură și protecție pe suport metalic încastrat în beton. Dreptul de servitude asupra suprafeței totale de 1000 metri pătrați ocupată pe durata existenței lucrărilor pentru demontare, montare, conductor, rețea, îndreptare și locuire, stâlpi, organizare și anchier. Articolul 2 se aprobă contractul cadru de constituire a dreptului de uz, conform anexei 4 integrantă a prezentei hotărâri, și se împuternicește primarul Comunei Vârgărești să semneze numele Comunei Vârgărești contractul prevăzut la aliniatul 1. Articolul 3. Dreptul de uși și servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția supraversărilor să fie efectuată prin foraj orizontal. Aliniatul 2. După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la stare inițială prin grija constructorului. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă secretar. Înainte să supunem la vot, vă rog să cereți și punctul de vedere a comisiilor. Cu siguranță că ați discutat, dar e bine ca înainte să supunem la vot fiecare comisie să spună dacă are avizul favorabil sau nefavorabil, ca să fim în conformitate cu legea. Da. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Deci, avizul comisiilor de specialitate. La comisia învățământ? Aviz favorabil. Aviz favorabil. La Comisia de Dezvoltare Economică. Favorabil, da? Da. La cealaltă tot favorabil. Vă mulțumesc mult. Am să rog ca președinții de comisie, când întreabă doamna secretară, da, să spuneți aviz favorabil sau nefavorabil, ca să fim în conformitate cu legea, să respectăm din toate punctele de vedere. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi al asistenților personali în anul 2021 se aprobă pentru anul 2021 un număr de 7 posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.
contractul individual de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap, scrie cu primarul omului, cu ducere la îndeplinirea prezentei, simplu tehnice și compartimentul asistenței sociale. Solicit avizul comisiilor. Domnul Bodea? La comisia dumneavoastră, favorabil, da? Dumneavoastră, domnul Moașe? Favorabil. Vă mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre? Mulțumesc mult. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului anual elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială și de mediu a comunei Cârdărei și activitatea administrației publice locale în anul 2020. Anual de la cura de primatul Comunei Cârdărești, privind starea economică, socială și juridică a comunii și activitatea administrației publice locale. În anul 2020, conform de parte integrantă a prezentului Cârdărești. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre, dar îi vom trece la avizul comisiilor. Domnul Bodea, aviz favorabil. Domnul Manche, favorabil. Doamna Bodor, domnul Engel, de fapt îmi cer scuze. Domnul Engel, mi-am cerut scuze. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Cârdărești pe trimestrul 4 al anului 2021. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Cârdărești pe trimestrul 4 al anului 2020, în valoare totală de 6.990.157,46 lei, conform anexei, din care 4.326.334 lei la securitate națională și 1.963.823 46 lei la secțiunea de dezvoltare. Se aprobă execuția cheltuielor bugetului local de venituri și cheltuielile al Comunei Cârdărești pe trimestrul 4 al anului 2020 în valoare totală de 5.352.750,26 lei conform anexei, după cum urmează. 3.388.926,8 lei la secțiunea funcționare și 1.963.823,46 lei la secțiunea de dezvoltare. Dacă se vedea, pot cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Dar întâi solicitare. Comisiilor. Sunt favorabile. Sunt favorabile. Nu. Dar cine sunt președinții, domnilor? Este domnul... La părinte, domnul Renghe și domnul Simoaște. Da. Îi spuneți care sunt președinții respectiv. Am zis. La învățământ. Nu este domnul, este domnul Budău. Vai, domnul Budău. Nici nu știu cine sunt președinții. Hai să supunem la vot, la președinți. Care președinți? Cine sunt? Domnul Gortă și... Domnul Renghe, domnul Ivanci și domnul Budău. Domnul Gortă. Nu, nu este domnul Renghe. Domnul Morto. Da. Se pare că s-a votat în Consiliul Local, dar s-a absolut. Dar toată lumea sunt președința acum, domnul primar, dacă l-ați observat. Toată lumea ridică mâna. Nu e bine ca președința. Eu știu la comisia mea cine este. Asta nu e bine a mea, s-a votat în Consiliul Local, dar vă punem hotărârea. Nu trebuie să-mi puneți nimic, eu știu ce am de făcut. Nu trebuie să-mi puneți. Eu știu la ce comisia fații. Îmi cer scuze, pentru că vina este a mea. Nu, a fost o vinită cu... Da. Da, s-a zis problema. Nu, a fost legat. Da. Mergem înainte. Da. Dacă asta s-a vrut să am avut un exact. Asta este.
domnul președinte, depășim. La voi, probabil. Depășim momentul. Da. Dar acum, pe grade, explică-mi, să știți și voi care sunt președinți. Nu văd că toată lumea rindu mâna. Da, bine. Când e vorba de președinți, toată lumea rindu mâna, nu știe cine este. Cine deține funcția asta? Poate așa vreau să-i dați cuvântul, nu știu. Domnul Romeo, nu v-am întrebat nimic, vă rog frumos. Da? Nu, de doar am precizat, vă rog. Precizați când vă vine rând, nu vorbiți așa. Dar nu este aici, mă rog. Precizați. Continuați, domnul. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2020. Se aprobă încheierea exercițiului pe anul 2020 la subsalarii, la partea de venituri, suma de 6.290.157,46 lei, la partea de cheltuieli, suma de 5.352.750,26 de lei și un excedent anual în sumă de 937.407,2 lei. Articolul 2. Se aprobă constituirea fondului de rulment pe seama bugetului local pe anul 2020 prin transferul excedentului anual al bugetului local în sumă de 937.407,2 lei rezultat la încheierea exercițiului bugetar conform raportului de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabilitate și resurse umane. Articolul 3. Se aprobă reînfrecirea excedentului anului precedent în sumă de 6.961.653,96 lei pentru finanțarea în anul 2021 a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Articolul 4. Se aprobă excedentul în sumă de 20.253,18 lei la sursa E, sumă ce va fi utilizată la titlul 20 bunuri și servicii în anul 2021. Și aliniatul 2 se aprobă reîntregirea excedentului anului precedent la sursa E, în sumă de 36.109,45 lei pentru finanțarea în anul 2021 a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Să iau eu? Da. Da. Vă spun. Da, o să preiau eu un pic să vă prezint, dar de fapt te-au prezentat. Da, la mine se cipă. Da. Da, doamna secretară a reușit să prezinte certurile pentru momentul așa, va prezenta până la sfârșit proiectul încheierii exercițiului bugetar pe 2020. Ați avut și la mapă toate documentele, dacă aveți discuții pe această temă, am să vă rog să le discutați, să punem întrebări, să răspundem. Dacă nu, am să rog pe domnul președinte să supună la vot, dar nu înainte de a-i întreba pe președinții de la comisie pentru avizul favorabil sau nefavorabil. Domnul președinte, vă rog. Domnilor președinți de la comisie, sunteți de acord? Sunteți aviz favorabil? Aviz favorabil, da. Foarte bine. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Supuneți la vot cine este pentru. În unanimitate, vă mulțumim mult pentru vot. Mulțumesc frumos! Și ultimul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunității și serviciilor publice de interes local. Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunității și serviciilor publice de interes local, după cum urmează poziția 14 a statului de funcții la compartimentul contabilitate financiară și resurse umane se ocupă funcția publică de execuție de consilier clasa 1 grad profesional superior de doamna Goleanu Elena. Se aprobă statul de funcții
al avocatului de specialitate, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării. Dacă sunteți, nu, supunem, înainte de supunerea la vot, solicit avizul comisiilor de specialitate. Da? Vă mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc. În unanimitate, vă mulțumesc mult. Aici aș vrea să completez înainte de, după votul dumneavoastră, că am reîntrejuit echipa primăriei prin venirea doamnei Goleanu pe funcția de, de la contabilitate. Eu îi mulțumesc că s-a întors și dorește să lucreze în continuare cu noi. Dar mai important este că putem efectua toate operațiunile bancare și prin trezorerie, având om pe funcție. Până acum a venit și a lucrat benevol. Cu semnătura doamnei secretare am putut efectua plăți și alte operațiuni. Eu îi mulțumesc că ai venit aici în primărie și cu siguranță este un om cu o experiență și își va îndeplini cu responsabilitate funcția pe care o deține în unitatea administrativ-teritorială Bărgărești. Eu vă mulțumesc dacă nu mai sunt alte puncte de pe ordinea de zi. Deci mai avem pe ordinea de zi rapoartele dumneavoastră pe care le veți depune la sfârșitul ședinței. Da, dacă sunt întrebări în ceea ce mă privește pe mine, am să vă rog să mi le adresați, dacă nu cu permisiunea dumneavoastră, mă le trag pentru că au ajuns domnii de la ANRSC în control. Bine că a trecut și hotărârea și... Da. Aveam trei, dar ne-a rezolvat. Domnul primar, este necesar să se crea un cont de Facebook oficial al primăriei, ca să evităm toate speculațiile, toate polemicile. Pe de altă parte, noi consiliere putem programa audiențele cu cetățenii și putem foarte ușor comunica cu ei, într-un cadru oficial. Vă rog frumos. Așa. Aveam o întrebare pentru domnul vice. Dar dacă puteți să-mi răspundeți, e bine. Dacă nu, așteptăm în luna viitoare. Câte amenzi s-au dat nominal pentru depozitarea deșeurilor ilegale? Dacă aveți timp. Dacă nu, lăsăm de data viitoare. Mulțumesc! Da. Însă suntem în reconstrucția paginii oficiale a primăriei Bărgărești. Inclusiv platforma, vom le face inclusiv rețeaua de internet și atunci, în momentul ăla, va fi o pagină oficială a primăriei Bărgărești, unde vor avea acces absolut toți cetățenii comunei Bărgărești, nu doar după simpatiile politice sau astea. Bineînțeles, lucrăm foarte mult la lăsarea mesajelor. Eu zic că jignitoare la adresa oricui, și la adresa conducerii, dar contează mai puțin, dar și la adresa consilierilor. Dorim să avem cât mai mulți membri și să spună fiecare oful în limita bunului simț și a realității din teren. Este o întrebare bună și pe viitor cu siguranță că va funcționa această pagină de Facebook. Vă vom comunica și cine se va ocupa de administrarea acestei pagini, cine are dreptul să posteze și ce se postează pe pagină, pentru că îmi doresc să fie o pagină de informare a cetățenilor de ceea ce se întâmplă, de ceea ce doriți și dumneavoastră, inclusiv, cum a spus și dumneavoastră, zilele de audiență, să ne semnaleze cetățenii problemele cu care se confruntă, pe care le putem
rezolva aici. Având în vedere activitatea domnului viceprimar în legătură cu amenzile, au trecut 30 de zile de când am aprobat regulamentul în februarie. Ne-am încercat, în primul rând, să facem curățenie în comună, a oferi locul curat și după aceea să putem sancționa. Atâta timp cât noi nu venim și nu oferim un loc curat, nici nu avem cum să-i sancționăm pe cei pe care îi prindem. Și vom lucra la această activitate. Domnul Vice este destul de implicat în acest domeniu, dar cu siguranță că dacă vor fi oameni prinși care depozitează gunoaie la întâmplare, vor fi sancționați. Până acum nu s-a dat nicio sancțiune și nicio amendă. Dar cu siguranță, în momentul în care se va da această amendă, vă voi comunica și în ședință. Să sperăm că nu o să avem cu ei să nu se mai arunce. Ne-am bucurat și noi. Este greu. E greu că sunt... Nu, asta e ideea, să dăm amendă. Sunt multe, multe locuri unde nu s-a intervenit de ani. Vom încerca să facem curat și de ce să nu fim realiști, e foarte greu să controlăm. Dar dacă eliminăm 30-40% din cei care nu vor să înțeleagă și să depoziteze gunoiul la poartă, pentru că există serviciul de salubritate sau cum lucrăm cu agenții economici în legătură cu reciclabilele, ne vom confrunta cu astfel de situații, dar împreună cu dumneavoastră, cu siguranță, vom reuși să eliminăm din ce în ce mai mult acest fenomen. Dacă aveți... Și mai avem o întrebare în legătură cu străzile comunale neasfaltate. Avem o problemă de fiecare dată când plouă, înotând aproape în orai. Avem foarte mult noroi. Ar trebui îngrijite într-un fel balastrate, pietruite, până când se va aproba proiectul sau va primi finanțarea proiectul cu asfaltare. Să încercăm să le întreținem ca să... Da. Foarte mulți cetățeni, mie direct, mi s-au plâns și unii chiar sunt revoltați în privința asta. Da, vă mulțumesc și vă răspund tot eu că domnul viceprimar nu este, dar avem în vedere acest aspect de nu aș mai merge pe ideea de pietruire, pentru că atât de mult balastru am cărat în anii încât drumul s-a ridicat. Încercăm să aducem un autogreder, să îndreptăm drumurile și să facem știu, cumva să aranjăm ca apa să nu mai stea pe drum, să curgă în șanțuri. Aici fiecare cetățean al comunei este obligat, conform hotărârii de Consiliul Local, să-și întrețină în fața porții cel puțin șanțurile. Dar nu putem interveni până când nu vom aproba bugetul și nu vom aproba toate planurile de investiții și efectuarea de achiziții pentru anumite servicii. Eu sper ca până pe 24, când este termenul limită pentru adoptarea bugetului, să primim sumele de la Bacău. Știm foarte bine, nu mai discutăm de ce s-a întârziat cu acest buget și unde s-a întârziat. Sperăm ca săptămâna viitoare, peste două săptămâni, în funcție de cum primim sumele defalcate și de la Consiliul Județean, să reușim să facem o ședință extraordinară doar pentru a aproba bugetul ca să putem demara investițiile în comun. Cu siguranță avem în vedere acest aspect, inclusiv drumurile de exploatație agricole, pentru că este o problemă destul de... Este o problemă destul de gravă și pe drumurile de exploatație. Și vom interveni.
Bineînțeles că dumneavoastră veți aproba toate investițiile pe care noi le propunem. Sau nu le veți vota. Depinde de situație. Da. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Dacă nu aveți alte întrebări, mai aveam câteva informări, dar pe scurt vi le spun. Acțiunea noastră împreună cu SNC, cu Societatea Națională de Colectare, vreau să vă spun că a fost un real succes și am reușit să adunăm mai multe deșeuri electrice și electronice decât orașul Târgu Ocnea. Pentru noi a fost un real succes și pe viitor îi vom invita din nou în comună să mai desfășurăm astfel de activități. Am predat și noi ce am avut la primărie, dar încă o dată vreau să mulțumesc cetățenilor Comunei Părgărești care au înțeles importanța acestei activități și au dat aceste aparate pentru că altfel finalitatea lor era undeva printr-un părâu și sau pe un deal unde la fel trebuia să facem curat. Au fost mulțumiți și cei de la SNC, s-au deplasat la fiecare locuință unde nu au putut ei, ne-am deplasat noi cu personalul primăriei. Vom da ordinul de începere, reîncepere a lucrărilor după ce vom face o expertiză asupra drumului asfaltat Teiului. Am cerut expertiză să vedem dacă s-au respectat toate normele impuse de lege și de proiectare. Și vom da pe de curând începerea, ordinul de începere a lucrărilor. Am avut două întâlniri în decurs de o lună. Îi mulțumesc și domnului consilier Vincențu Dorco și-a participat la una dintre aceste întâlniri, domnului Alexe Romeo și domnului Bodea. Au fost prezenți toți consilierii care reprezentau o latură politică la discuțiile cu crescătorii de animale și cu fermierii din comună. Eu, din punctul meu de vedere, zic că a fost o întâlnire benefică, o întâlnire bună și pentru noi, și pentru dumneavoastră ca și reprezentanța ai comunității, și pentru dânsii. Am reușit să luăm câteva hotărâri și cu ce vom veni noi în sprijinul crescătorilor. Mă bucur că ușor-ușor începem să recreăm acel cerc în care să putem discuta toate problemele comunității. A doua întâlnire a fost cu agenții economici de pe raza comunei, unde ne-am văzut doar cu dânsii, să vedem cu ce probleme se confruntă. S-au luat câteva decizii, cel puțin benefice pentru noi, în abandonarea deșeurilor care se produc din vânzarea anumitor produse pe care dânșile comercializează. Am discutat și despre activitatea vânzătorilor ambulanți de pe raza Comunei Părgărești și vom încerca pe viitor să împreună cu doamna secretară și cu poliția din comună să facem un regulament prin care să putem organiza cât ori de cât, din punct de vedere legal, bine aceste activități. Prin care, bineînțeles, scopul nostru este de a nu-i afecta pe agenții economici care sunt deja și plătesc taxe și impozite la noi în comun. Au și dânsii și dreptul de a comercializa anumite produse, dar vom face un regulament ca să știm exact ce, unde, când și cu ce prețuri vând sau cine sunt dânsii, că noi nu avem de unde să știm. Populația este îmbătrânită,
intră în case, în cursurile oamenilor și e bine să avem un control și asupra acestei activități. Agenții economice au decis ca, la propunerea domnului Neru, ca reprezentantul dânșilor în Consiliul Local să fie domnul Cristinel Budă. Dânșii au propus, au ales și vreau să vă comunic reprezentantul agenților economici din Comuna Părgăreș, în Consiliul Local este domnul Cristinel Budă. Este săptămâna mare, eu vă doresc multă liniște, sărbători bine și să ne vedem sănătoși pentru a merge mai departe. Cam atât am vrut să vă prezint eu, dacă acum prin intermediul televiziunii vreau să transmit un salut tuturor cetățenilor Comunei Părgărești, celor de acasă și celor care sunt plecați, și să dea Dumnezeu ca să trecem cu bine peste această pandemie și să reușim, poate în vară, să ne vedem cu toții bucuroși și sănătoși. Încă o dată vă doresc un Paște fericit și sărbători cu bine tuturor! Mulțumesc!